Sfânta lumină care s-a pogorât la Sfântul Mormânt a fost adusă și în capitala României de Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Aeronava cu delegația care a adus Sfânta Lumină de la Ierusalim a aterizat pe aeroportul internațional Otopeni în jurul orei 18:30. Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae a fost întâmpinat aici de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă aducerea Sfintei Lumini într-o perioadă de conflict militar în Țara Sfântă. Mulțumim autorităților aeroportului pentru acest moment deosebit. Mulțumim ambasadei României la Tel Aviv pentru sprijinul pe care l-a acordat părintelui Arhimandrit Teofil, superiorul așezămintelor românești din Țara Sfântă, pentru că fiind timp de conflict militar, au fost necesare o mulțime de intervenții la autoritățile statului israelian. Aeronava care a venit din Tel Aviv a plecat mai departe spre Iași cu escală la Chișinău. Pe aeroportul Otopeni au mai fost avioane cu destinația Suceava, Arad, Bacău sau Baia Mare. Prin intermediul Patriarhiei Române, lumina de la Sfântul Mormânt a fost oferită și unei delegații a Bisericii Ortodoxe din ținuturile Cehiei și Slovaciei, care a așteptat pe aeroportul din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dus Sfânta Lumină la Catedrala Patriarhală, acolo unde a fost primită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. După cântarea Lumină Lină a fost săvârșit un polihroniu. La finalul ceremoniei, întâi stătătorul bisericii noastre a afirmat că Sfânta Lumină este un semn al iubirii Mântuitorului Hristos. Această lumină sfântă este un dar al lui Dumnezeu care se dăruiește celor care cred în Hristos și iubesc pe El. Așa după cum El s-a arătat după înviere doar celor care L-au iubit. Nu s-a arătat celor care L-au răstignit, nici celor care L-au urât, nici celor care L-au bagiocorit, pentru că nu a vrut cu prezența Lui de înviat din morți să facă vreo presiune asupra lor, ci le-a respectat libertatea lor. Lumina de la Sfântul Mormânt, lumina lui Hristos cel înviat, este o lumină sfântă, tainică și unică în felul ei și este un dar al lui Hristos cel înviat pentru cei care cred în El, îl iubesc pe El și își luminează viața lor prin credința în Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. De la aeroport, Părintele Costel Burlacu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dus Sfânta Lumină la sediul arestului central al Poliției Capitalei. Persoanele custodiate au primit lumină și paști. Acțiunea a fost organizată cu sprijinul parohiei Brâncuși. De Paști, parohia va oferi tuturor angajaților și persoanelor custodiate în cadrul Serviciului Independent de Reținere și Arestare Preventivă o masă caldă. Dăm slavă lui Dumnezeu că după sosirea Sfintei Lumini de la Ierusalim la aeroportul Otopeni, prin binecuvântarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriar Daniel, îi căutăm pe cei aflați în temniță și astăzi aducem lumina lui Hristos, care luminează tuturor și celor aflați într-o perioadă grea vieții lor, o perioadă de încercare, o perioadă în care își caută răspunsuri pentru problemele pe care le au fiecare dintre ei. Din inițiativa doamnei director, am răspuns invitației de a face toate demersurile necesare ca după venirea Sfintei Lumini să oficiem slujba aici în curte în prezența tuturor deținuților. A fost un moment emoționant în care am văzut bucuria și recunoștința celor aflați aici pentru că au avut un moment de liniște și de rugăciune și de ce nu un moment de a-și găsi drumul către Hristos.
Împreună am cântat Hristos a înviat, am mărturisit pe Hristos cel înviat din morți și nădăjduim ca Hristos cel înviat din morți să învieze și să lumineze sufletelor acestor oameni aflați acum la încercare. Am respectat prevederile articolului 102 aliniatul 3 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne 14. De asemenea, am avut aprobarea domnului director general chestor principal de poliție Berechet Bogdan cu multă bunăvoință pentru asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate custodiate în centrul nostru, în arestul central. Ne bucurăm că am reușit acest eveniment pentru că a fost, vă spun, deschis un vis să facem treaba aceasta, să bucurăm suflete, pentru că și ei sunt oameni, nu-i judecăm noi, îi judecă instanțele. Noi aici trebuie să respecte doar regulamentul de organizare interioară. În rest, dorim să le facilităm și să le asigurăm drepturile la liberă conștiință, la religie și așa mai departe, pe consimțământul dumnealor. Au fost 100 de cereri scrise de către dumnealor și solicitări de a se oficia această slujbă a învierii aici la noi. Tradiția aducerii Luminii Sfinte din Ierusalim a fost inițiată de Prefericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2009.